Am revenit. Andreea Preotesei, managerul Ateneului Național din Iași, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați revenit în jurnal. Sărutuinile, bună seara, mulțumesc de invitație. Cu mare drag. Mă gândeam că e o perioadă mai favorabilă pentru mediul cultural, vara aceasta. Dacă e să facem comparație cu vara trecută, când aveam parte de mai multe restricții, pentru Ateneul Ieșean, ce a însemnat până acum această perioadă estivală? Apucasem să discutăm înainte de a intra în direct. Paradoxal, chiar dacă am putut să jucăm mai bine, să jucăm mai mult, să jucăm în spații mai deschise, dar să știți că din punct de vedere al vânzării biletelor, cred că mai bine mers anul trecut. Erau și mai multe spectacole cumva sau nu neapărat? Nu neapărat, cred că erau mai multe restricții și atunci anul trecut lumea a preferat decât să plece din Iași, a rămas în Iași. Așa. Acum, imediat ce s-au putut deschide granițele și au putut pleca în vacanță, au plecat în vacanță. Asta nu înseamnă că ne-a mers rău, Doamne ferește. Dar ochiometric, să zic așa, analizând, cred că până acum cam așa stăm. Dar nu e nicio problemă, noi lucrăm în continuare, ne facem treaba, jucăm și acasă, jucăm și în deplasare, ca o echipă de fotbal, o echipă de artiști, trebuie să ducă arta peste tot pe acolo pe unde pot, în locuri mai mult sau mai puțin convenționale, așadar jucăm și la Ateneu, jucăm și în oraș, jucăm și în alte municipii, fiindcă tocmai ne-am întors dintr-un turneu de la Brăila, de la Ploiești, de la Mizil. Zilele trecute am fost la Bicaz și la Fălticeni și pregătim turneul estival, care pentru prima dată îl facem în septembrie, fiindcă pur și simplu în funcție de agendele actorilor acum am reușit să-l punem. Așadar, în perioada 30 septembrie ne găsiți pe litoralul românesc în fiecare Foarte zi cu tare. Câte două sau trei evenimente. Foarte tare! Ați avut și o perioadă poate de vacanță, o perioadă de repaus? Noi fiind foarte mulți angajați la Ateneu, aproximativ 50. Mulți, da. Lucrăm în schimburi și atunci nu ne permitem acest cuvânt de vacanță. Lucrăm în schimburi când o parte și iau vacanță, ceilalți lucrează și așa mai departe. Dar în general, cum să vă spun, majoritatea dintre ei, sau spre norocul meu ca și director, majoritatea dintre ei ori își iau câte 2-3 zile, ori își iau maxim o săptămână. Și atunci mi-e foarte ușor să rulez și să fac schimburile. N-am cazuri până acum, cel puțin în rândul actorilor sau în rândul colegilor mei de la birouri, n-am cazuri de cineva care vrea tot concediu odată, fiindcă acolo atunci mi-ar fi mai greu. Deci acum facem cu schimbul și slavă Domnului, merge foarte bine. Deplasările acestea nu sunt o noutate pentru Ateneul Ieșean, pentru artiștii de la Ateneul Ieșean. De cât timp încercați să-i scoateți pe artiști și nu aproape de casă, chiar la distanțe așa mai mari? Păi gândiți-vă că din 2016 și până acum am jucat în toate județele României, am jucat în cele două provincii istorice, Basarabia și Bucovina de Nord, și în total am jucat în aproape 200 de localități, exceptând Iașul. Deci fie că vorbim de București, fie că vorbim de eu știu ce sat sau comună, unde am fost chemat sau unde am găsit posibilitatea să jucăm, noi ne-am dus și am jucat. Și bănuiesc că nu e simplu să vă deplasați acolo cu decor, cu sunet, cu tot ce implică organizarea unui spectacol. Nu e simplu, de aceea de multe ori evit să fac o singură deplasare sau o deplasare doar pentru un anumit spectacol și de cele mai multe ori, dacă, de exemplu, trebuie să mergem la festivalul de la Brăila, atunci căutăm în drum spre Brăila unde mai putem opri. Fie la colegii noștri de la Tecuci, fie la prietenii noștri de la Ploiești, fie la Galați, fie la Tulcea. Încercăm să găsim pe acolo, prin jur, să le cumulăm astfel încât să fie mai ușor, dar și să avem grijă la acel aspect pe care deseori eu îl aduc în atenție, cel financiar. Fiindcă e logic, când faci o deplasare, e una să te duci pentru un spectacol, alta să te duci pentru 5, 6 sau 10 spectacole. Ieri s-a întors o parte dintre angajați, o parte dintre actori de la Fălticeni. Ce s-a întâmplat acolo? Ce a fost acolo? A fost cea de 12-a și încă este, fiindcă e cea mai bogată, cea mai mare ediție de până acum, a Festivalului de Teatru Birlic de la Fălticeni, organizat de către Asociația Fălticeni Cultural, condusă de către Părintele Mihăilă. Un martir al culturii, am spus eu acolo în zonă, dar sunt foarte, foarte bucuros că de la an la an, noi timp de 6 ani, iată, a 6-a ediție acum, suntem invitații speciali care deschidem festivalul și sunt foarte bucuroși în acești 6 ani, am găsit o diferență enormă de la indiferență din partea autorităților locale la implicare directă. Și de aceea, dacă, să zicem, domnul primar din Fălticeni, pe care deseori îl atacam public fiindcă nu susținea festivalul, anul acesta a avut o intervenție destul de consistentă în festival și foarte aproape de organizatori,
îi mulțumesc public domnului primar dacă ne va vedea. Așa, dar vedem și o evoluție a acestui. E o evoluție și din partea Ministerului Culturii și din partea partenerilor privați. Orice oraș, orice comunitate, fie că e mică, fie că e mare, poate răzbi doar prin intermediul acestor evenimente, doar prin intermediul culturii, a educației, a lucrurilor care te fac să arăți adevărata și frumoasa fața a localității în care ești, fiindcă Fălticeni e un oraș absolut superb. Dar dacă vii în el și stai jumătate de oră și nu vezi că n-ai ce să faci, te duci mai departe la Suceava sau în altă parte. Da. La Ateneul din Iași, de acum încolo, ce spectacole putem urmări? Vreau să vă spun că intrăm într-o perioadă foarte grea. Mai în glumă, mai în serios, colega mea, directoarea adjunctă, directoarea economică, pleacă în vacanță pentru 4-5 zile. Și îi spuneam, odihnește-te că atunci când vei veni o să-ți aduci aminte de zilele când stăteai. Păi gândiți-vă că urmează o lună septembrie cu mai bine de 200 de evenimente organizate de către Ateneu, fie că vorbim spectacole sau concerte organizate la sediu, fie că vorbim de cea de-a patra ediție a Festivalului Străzile Pușneanu, care va avea loc în cel de-al treilea weekend din luna septembrie, fie că vorbim de proiectele în premieră pe care le facem alături de Opera Națională Română din Iași sau de Casa de Cultură a Studenților, sau că vorbim de acel proiect al nostru Ateneu în Oraș, toate acestea globalizate și totalizate vor însemna peste 200 de evenimente. Nu mai punem turneele pe care le avem în această lună, în septembrie, sau deplasările, fiindcă de acum am început să facă parte din normalul nostru. Apropo, aceste deplasări se fac doar în perioada caldă a anului sau nu neapărat? Tot timpul le facem. Deci tot timpul. Nu cred că avem vreo lună în care să nu facem astfel de deplasări, fiindcă, repet, cam fiecare oraș sau teatru mare are un festival într-un anumit timp al anului și atunci ne invită și participăm cu mare drag. Trebuie să punctez niște premiere, dacă veți. În primul și în primul rând, ceea ce vom discuta mâine la conferința de presă la care veți ajunge și dumneavoastră cu siguranță la ora 11 în foaierul Operei, e un proiect nou pe care îl facem în parteneriat cu Opera Națională Română din Iași. După mai bine de 20 sau 25 de ani revin matineele pe scena Operei. În colaborare cu Ateneul Național din Iași vom organiza spectacole pe scena Operei, deocamdată 3 spectacole pilot, dacă nu mă înșeală memoria, 18, 19 și 30 septembrie pe scena mare a Teatrului Național, a Operei, vom organiza matinee pentru copii. Fie că vorbim de coro de copii al municipiului Iași, fie că vorbim de orchestra de tineret, fie că vorbim de ansamblu de coruri Doremi sau Angeli, toate acestea le veți regăsi în programele noastre. E un program pilot și dacă cred că va avea succes, cu siguranță îl vom extinde și la lunile următoare. Ideea de unde a pornit? Permiteți-mi să vă întreb. Ideea a pornit de la directorul Ateneului, care a mai avut această inițiativă așa, și în trecut, dar așa. Din păcate n-ați avut deschiderea, cu a fost refuzat cu grație de foarte multe ori. Așa. Persoanele care au fost la conducere atunci, neînțelegând demersul nostru și știți cum e, de cele mai multe ori zici că nu lucrezi cu o instituție că e prea mică, după care nu lucrezi cu ea că e prea importantă. Și atunci, o dată, de două ori, de cinci ori când am bătut la ușă, am înțeles ideea într-un final și am avut răbdare și uite că răbdarea noastră acum a avut sorți de izbândă, fiindcă noua conducere de la Opera a înțeles lucrurile acestea și le mulțumim. Ați găsit deschidere de data asta, foarte important. Da, și chiar cred că vom avea succes, fiindcă acolo unde sunt două instituții de cultură puternice, două instituții cu zeci de mii, sute de mii de plătitori de bilete, cu siguranță nu pot ieși decât lucruri frumoase. Tot timpul am mers pe ideea asta și am spus, împreună suntem mai puternici și putem face lucruri mai frumoase pentru comunitate decât dacă ne vedem fiecare de Palatul lui de Cleștar și eventual ne mai și băgăm. Ce face unirea? Ce face unirea? Unirea prin cultură este deviza de aur a Ateneului de mai bine de 100 de ani. Așa este. Ați pomenit, dacă nu greșești, și de Casa de Cultură a Studenților. De mai mulți ani avem o relație mai mult decât specială cu Casa de Cultură a Studenților și cu domnul director Bogdan Curceanu, care este un om absolut fenomenal și deschis și muncitor și foarte implicat în tot ceea ce înseamnă comunitatea și bunul mers al comunității. De aceea, în urma insistențelor, rugăminților, propunerilor noastre, vom extinde acel program pe care îl avem noi în luna septembrie cu Ateneu în Oraș, când jucam în toate cartierele orașului, iar anul acesta în premieră va veni alături de noi atât Casa de Cultură a Studenților, cât și Opera Națională Română din Iași.
dar asta vom face publice toate lucrurile astea, dumneavoastră cei de acasă o să vă păreți surprinși, le vom face publice săptămâna viitoare într-o altă conferință de presă, atunci când vom prezenta și un calendar foarte exact, unde, când și în ce colț veți putea vedea aceste instituții. Practic e o idee pe care am lansat-o în urmă cu 6 ani și spuneam că în luna septembrie, atunci când toată lumea vine din concedii, din vacanță și e greu să se acomodeze cu ritmul normal al vieții, tot orașul să fie muzică și nu doar să fie muzică sau teatru sau mai știu ce dans, doar pe centru sau pe pietonal sau pe Ștefan cel Mare, ci în fiecare cartier al orașului, mai mic, mai mare, mai potrivit sau mai... eu știu, dificil ca și montare, să mergem să jucăm acolo, să facem un eveniment artistic. Foarte important și vremea să țină cu Doamne ajută, fiindcă toată lumea, toate evenimentele vor fi în aer liber și toate evenimentele vor fi cu intrare gratuită. Așadar, și ăsta foarte important aspect, vreme. Deși biletele la Ateneu nu sunt scumpe niciodată, scumpe, n-au fost, e clar. Și reprezintă în continuare unul dintre principalele subiecte de discuție între mine și departamentul financiar. Așa, așa, așa. Fiindcă eu tot timpul când socotesc prețul unui bilet, niciodată nu socotesc la singur. Îl socotesc tot timpul la dublu. Că vii cu mama, că vii cu tata, că vii cu iubita, că vii cu bunica, tot timpul cumperi 2 bilete. Apropo, 10 bilete am luat la să vezi ce te spun lui mama. Felicitări pentru... Mulțumim tare mult. Vedeți? Da, pentru acest spectacol. Una când iei 10 bilete și nu știu, plătești 200 de lei. Da. Și alte recomandări am mai făcut după aceea. Și alta e când iei 10 bilete și plătești 600 de lei. Cu siguranță. Nu, e o diferență destul de mare. Și atunci, în continuare, cred că una dintre principalele laturi ale Ateneului trebuie să fie aceasta, nu neapărat socială. Accesibilitatea. Fug de cuvântul social. Accesibil, cred că e cuvântul cel mai potrivit. Potrivit pentru toată lumea. Și un student, și un elev, și un vârstnic. Gândiți-vă cum student sau un elev plătește 10 lei pe un bilet sau 15 lei. Și mai bine, lei. Și mai bine. Un preț mai mult decât modic, zicem noi, și pe care și-l poate permite. Aș vrea să aducem în discuție și cinematograful, fostul cinematograf, Victoria. Care este situația actuală acestuia? Acolo lucrăm pe mai multe planuri. Chiar o licitație este în curs acum pentru tot ceea ce înseamnă sistemele ISU, sistemele de incendiu, rețeaua electrică, toată tâmplăria exterioară care trebuie să fie antifoc. Sperăm ca undeva la începutul lunii septembrie să se închidă această licitație și în cazul cel mai fericit de Doamne, după 15 septembrie să putem semna un contract cu cineva care în decurs de o lună, jumătate, două, trei, să poată să ne aducă la gata toate aceste lucruri și să putem da drumul la sală. E marea noastră dorință și rugăminte. În rest, toate celelalte sunt puse la punct? Depinde din ce punct de vedere privim. Pentru că a fost deschiderea acestei săli, apropo, cea mai mare sală din Iași, dacă nu... Din Moldova, din Moldova, ca număr din de locuri, fiindcă are 900 de locuri. În rest, încă la orice sală de spectacol e ca la o casă. Tot timpul ai ceva de făcut. Cu și siguranță. Tot adică după ce obținem toate aceste lucruri și avem voie să deschidem sala, după aia cu siguranță urmează partea de scenotehnică în care îți dorești să aduci și tu niște proiectoare bune, din frumoase și care bine, să nu consume când dai drumul la ele să se cadă curentul în centru. Știți, îți dorești după care să aduci niște boxe care să nu-ți strice din cauza vibrațiilor clădirea, ci să fie niște boxe profesionale care să te ajute, nu să te încurce. Și tot așa, continuăm pe linia punctată. Deci părerea mea reală, dacă se menține sistemul de investiții măcar de anul acesta, cred că undeva în 2-3 ani vom putea spune real că avem o sală la cheie din toate punctele de vedere. Acum e adevărat, ai confortul. Dar nu ai tehnica. Dacă o să avem și siguranța, o să ne mai trebuiască, eu știu, sistemul de proiecție cinema pe care suntem obligați, conform legii preluării cinematografelor, să avem și un sistem de proiecție cinema. Deci vom merge și la filme. Gândiți-vă acolo, că numai sistemul de cinema de acolo costă undeva în jur de 300.000 de euro. O estimare a noastră. Deci costă, sunt lucruri care costă și care trebuie să din le ce faci. Bani? Din ce bani? Multe dintre ele se fac din fonduri alocate de către proprietari, de către Consiliul Local, de către Primăria Municipiului Iași. Altele dintre ele se fac din veniturile proprii ale Ateneului, în funcție de ce și cum adunăm și putem face. Deci e un hey-ru, putem spune. Am avut și parteneri privați care au venit și ne-au ajutat atunci când am deschis sala și a fost o susținere destul de consistentă din partea mediului privat. Dar oricând se poate. Deci mai proprietarul bine. Este primăria, dar este administrat de către Ateneu. De către Ateneu de când?
Cred că real, toate actele s-au încheiat undeva în 2019. Și în ce, în ce stadiu ați preluat? De departe? Ați preluat nu acest se poate. Fost cinematograf. Ele, în greu primul de rând, descris, trebuie sau... să vă gândiți că niciuna dintre aceste clădiri nu avea vreun act, nu avea vreo schiță, nu avea vreo, ce vreți dumneavoastră, expertiză, orice. Deci a trebuit să o luăm de la 000 și să revenim, să le aducem într-o stare de normalitate. Orice investiție pe care o faci trebuie să aibă în spate un teanc de hârtii. Ca să le faci, durează. Toate lucrurile astea durează, dar mai mult decât atât și costă. Și gândiți-vă că noi anul trecut, aproape tot anul ne-a luat până să terminăm, să definitivăm și să avem acel aviz ISU. Da? Deci e o schiță și un proiect absolut fantastic. Fiecare centimetru a trecut prin acea analiză. Sunt lucruri care se întâmplă de departe dintre toate cinematografele, cu el suntem cel mai înaintat. Așa este. Dar venim foarte puternic din spate și cu Cinema Tineretului, acolo unde colegii mei în frunte cu Delia Roșu au câștigat un proiect la INP, la Institutul Național al Patrimoniului, și acolo se vor face studiul Dalí, studiile istorice și alte descărcări ce mai e nevoie. Cinematograful Dacia, așa cum bine știți, are o finanțare asigurată, așteptăm, ni s-a promis că în ședința din august, dacă nu în septembrie cel târziu, se va semna acel contract propriu-zis de finanțare. Singura și marea piatră de moară rămâne în continuare Trianonul, acolo unde am spus-o de la început, unii au râs, alții au crezut că exagerez. Fără o investiție de 10-12 milioane de euro, n-ai ce căuta să te apropii de Trianon. Bun. Și când se vor deschide aceste cinematografe, ce se va întâmpla acolo? Vor fi săli multifuncționale de spectacole, obligatorii. Deci multifuncționale, nu da. Nu-și vor păstra merge... caracterul de doar cinematograf. Vor fi și cinematografi, fiindcă suntem obligați, dar nu poți să ții o sală de 900 de locuri cum e la Victoria sau de 1000 de locuri cum are Trianonul, cum are Republica, doar pentru film. Mulțumim tare mult pentru toate aceste informații, domnule manager. Spor în toate și vă așteptăm și cu alte noutăți. Și eu vă mulțumesc. Sărut mea. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.